Muntele Șumuleuciuc s-a transformat într-un furnicar de pelerini. Peste 300.000 de oameni au urcat către altarul Maicii Domnului, amenajat în aer liber. Credincioșii au venit din toate colțurile țării, dar și din străinătate, chiar și din îndepărtata Australie. În fiecare an, în jurul rusalilor, simțim că suntem chemați încoace și ne îndeplinim sufletește. Venim pentru Maica Sfântă și pentru rusalii și așa cum s-a întâmplat în Biserica Primară, așa simțim și acum. Ne rugăm pentru pace și pentru binele comun, binele tuturor. Am venit din Melbourne, Australia. Am făcut 25.000 de kilometri. Aici este adevărata mea casă. Vin aici deoarece simt chemarea Mariei și mă rog pentru pace în lume și pentru maghiarii din Australia. Și președinta Ungariei, Novak Catalin, a sărbătorit rusaliile ca pelerin la Șumuleuciuc. A însoțit cordonul oficial de preoți care au purtat steagul Șumuleului la Borum, de la Biserica Franciscană până la altarul Fecioarei Maria. Printre pelerini s-a numărat și fostul președinte al Ungariei, Adrianos, împreună cu soția sa, vicepremierul maghiar, dar și vicepremierul Kelemen Hunor și miniștrii Tancoș Barna și Eduard Novak. Pelerinajul este legat de legenda care spune că în anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, ar fi încercat să le impună unitarianismul credincioșilor romano-catolici din Ciuc, gheorgheni și cașin. Oamenii susțin că rugăciunile la statuia Maicii Domnului din Biserica Franciscană de la Șumuleu i-ar fi ajutat să-și păstreze credința strămoșească. Totdeauna când sărbătorim ceva, atunci omul simte că ceva lipsește pentru a întări sufletul, pentru a primi un cadou de la Dumnezeu. Și Papa Francisc s-a rugat la statuia Fecioarei Maria în timpul vizitei pe care a făcut-o în România în 2019. Tot atunci, suveranul pontif a dăruit sanctuarului de la Șumuleuciuc trandafirul de aur, pe care l-a așezat la picioarele statuii Fecioarei Maria.